Anul 2020 a fost un an greu pentru cei mai mulți dintre noi. Probabil că acest an va fi cunoscut în istorie ca anul pandemiei de coronavirus. Fie ca bunul Dumnezeu, prin următorul colind, să așeze în sufletele noastre bucurie și pace. Fiți binecuvântați și bineveniți în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu care merită închinarea, lauda noastră. Împreună vă invit să îi cântăm lui, să cântăm măreția lui, cât de mare ești, Doamne. Ce mare ești, o Doamne! Ce mare ești și sfânt, spun soarele și luna și vuietul de vânt. Și trăsnetul ce culcă stejarii la pământ, și vuietul furtunii și-a păsărit.
Stimați frați, stimate surori, bine ați venit în această seară în casa Domnului, în casa de închinare, de rugăciune, pentru un timp de părtășie pe care îl punem deoparte pentru gloria lui Dumnezeu, cu dorința de a ne apropia de Dumnezeu în rugăciune, în închinare prin cântare, în auzirea cuvântului Domnului și fie ca în mijlocul adunării noastre, a părtășiei noastre, să se arate Domnul prin Duhul Său cel Sfânt. Fiți bineveniți și binecuvântați de Dumnezeu care a făcut cerul și pământul, dumneavoastră cei prezenți sau cei care se alătură nouă mai de departe, de acasă sau din orice loc se vor găsi, peste noi, peste tot să fie bunăvoința și binecuvântarea lui Dumnezeu. În zilele acestea sărbătorim botezul Domnului, se sărbătorește de asemenea mediul creștin românesc, acest om al lui Dumnezeu, Ioan Botezătorul, este o sărbătoare îndeopște. Ne aducem aminte de lucrarea de început a Mântuitorului nostru Hristos. El a venit la Iordan și s-a botezat în apă, a fost botezat în apă de Ioan Botezătorul, care înainte a vestit că împărăția lui Dumnezeu este aproape și cel care urmează să vină după el este mai mare decât el, este Hristosul, este Mesia și că el, Ioan, nu este vrednic să-i dezlege nici măcar cureaua încălțămintelor. Mântuitorul s-a arătat la Iordan, ne spune cuvântul, și Ioan Botezătorul l-a botezat, iar Domnul a mărturisit din cer, spunând, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea, și de asemenea Duhul s-a coborât peste el în chip de porumbel. De atunci încoace, mărturisește Evanghelia, Domnul Iisus a început să propovăduiască și să spună, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Ne aducem aminte și noi de aceste momente importante consemnate în Evanghelie și mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns la cunoștința planului de mântuire a lui Dumnezeu arătat prin Domnul Iisus Hristos, care a așezat în fața noastră o cale chiar și prin faptul că a acceptat să se boteze în apă. Domnul să binecuvânteze părtășia noastră din această seară, să ne dăruiască tuturor duh de rugăciune, să facă să căpătăm înaintea sa trecere și rugăciunea fiecăruia dintre noi să fie ascultată de Domnul. După cântările pe care le-am cântat, să venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, mulțumindu-i că ne găsim aici și invocând asupra noastră binecuvântarea sa. Să ne rugăm cu toți.
Slăvit să fie numele Domnului Iisus! Aș dori să citim împreună câteva cuvinte din Proverbe, capitolul 3, și voi începe citirea de la versetul 5 și voi încheia la versetul 14. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și tiascurile tale vor geme de must. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere, căci câștigul pe care îl aduce ea este mai bun decât argintul și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Amin. Vă rog să ocupați locurile pentru câteva momente. Pentru că suntem la începutul unui nou an, m-am gândit să ne uităm puțin în cuvântul Domnului și să privim cumva și în anul trecut, să vedem cum am fost, care au fost câștigurile din anul trecut, pierderile noastre, eșecurile noastre, succesele și apoi să ne uităm la câteva lucruri din cuvântul Domnului și să îi le cerem pentru anul acesta să ne călăuzească. Mi-aduc aminte de un verset, cred că este din Filipeni, capitolul 3, versetul 13, și aș vrea să încep cu acest verset. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Dacă în anul trecut poate au rămas lucruri în viața noastră care nu s-au rezolvat, de exemplu, poate am uitat să-i oferim cuiva iertare sau poate am uitat cuiva să îi datorăm ceva ce nu i-am, ce am împrumutat de la acea persoană, aș vrea ca în această seară să începem o nouă pagină. De exemplu, dacă avem în conștiința noastră ceva ce Duhul lui Dumnezeu ne aduce aminte, că am greșit cuiva, să ne cerem iertare înaintea lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, vreau să încep o filă nouă anul acesta și mă uit ca Apostolul Pavel, uitând ce este în urma mea, alerg spre țintă, spre premiul alergării cerești. O perspectivă pe care Apostolul Pavel o are asupra trăirii în prezent este, cred că este în Faptele Apostolilor, capitolul 24, versetul 16, spune, eu mă străduiesc sau mă silesc ca întotdeauna să am o conștiință curată, un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Dacă lucrul acesta este în viața noastră real, atunci noi putem avea cu adevărat o filă nouă, o pagină nouă la începutul acestui an. Și dacă cuvântul Domnului spune așa, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Dumnezeu ne-a dăruit fiecăruia dintre noi o înțelepciune, o pricepere în a face lucrurile pământești. Dar asta nu este un dar de la Dumnezeu. Pentru că dacă nu ne-am bazat pe înțelepciunea noastră fizică, nu am putea să viețuim în lumea aceasta, nu am putea să discernem, nici să mergem până la magazin să ne cumpărăm ceva, dacă nu am avea deloc înțelepciune. Dar cuvântul lui Domnului se referă să nu ne rezemăm pe această înțelepciune noastră, să fie reazămul nostru pentru anul care vine, ci noi să ne rezemăm pe ceea ce vine de la Dumnezeu. Rugăciunea lui David spune așa în Psalmul 90, dacă mi-aduc bine minte, spune, Doamne, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Și apoi, încrederea în Dumnezeu. Chiar dacă poate a fost un an greu și este
și acesta care va veni, nu știm, dar credința va face diferența, spune, încrede-te în Domnul din toată inima ta, recunoaște-L pe El în toate căile tale și El ce va face înaintea ta? Îți va netezi cărările, adică El va facilita drumul nostru, indiferent prin ce vom trece, bazându-ne pe ceea ce vine de la Dumnezeu, înțelepciunea care vine de la Dumnezeu, este un lucru ascuns. Dacă ne vom uita la doi frați, unul care stă lângă celălalt, nu ne vom da seama care este mai înțelept sau care este mai puțin înțelept. Pentru că este ceva ascuns, nu se vede înțelepciunea. Pilda celor 10 fecioare prinde așa de bine peisajul acesta al înțelepciunii lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la amândouă grupuri de fecioare, primele 5 și care au fost înțelepte și al doilea grup care au fost neînțelepte, dacă Mântuitorul ar fi venit la un moment dat, toate cele 10 erau în aceeași ipostază, ar fi intrat în odaia de nuntă. Dar pentru că a fost o amânare, atunci s-a făcut diferența între cele care aveau înțelepciune și cele care nu aveau înțelepciune. Și atunci, cele care au avut înțelepciune și-au adunat ulei în candelă și au intrat în odaia de nuntă. Și cele care nu aveau rezervă au rămas pe din afară. Ce a făcut diferența între ele a fost înțelepciunea. Mai departe spune cuvântul Domnului să ne abatem de la rău. Înțelepciunea vede răul și se ferește de el. Dacă ceva ni se pare rău, să ne ferim, pentru că asta ne va aduce sănătate trupului nostru și răcorire. Apoi, un alt gând scurt și apoi ne vom ruga, cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele dintâi roade din venitul tău. Aici este ceva foarte interesant. Principiul este principiul dăruirii, a predării noastre lui Dumnezeu, adică să-L punem pe Dumnezeu primul în viața noastră, să-I dăm lui Dumnezeu primul loc în viața noastră. Dacă ne gândim la ceea ce suntem noi, de exemplu, să zicem, poate lui Dumnezeu îi dăm, cum făcea poporul Israel, cred că Maleahii capitolul 1 surprinde bine ipostaza aceasta, erau undeva, trebuiau să aducă jertfe la templu și unii dintre ei se uitau în turma lor și vedeau că aveau cât un miel mai șchiop sau cât o oaie oarbă sau mai slabă și o aduceau lui Dumnezeu ca jertfă. Și Dumnezeu se uită cu întristare la această imagine și spune, mi-e silă, mi-e jenă de aceste jertfe urâte pe care mi le aduceți. Pentru că Dumnezeu își dorește ceea ce e mai bun din viața noastră. Trupurile noastre, cum spune Apostolul Pavel, aduse înaintea lui Dumnezeu ca o jertfă vie, predate 100% lui Dumnezeu și atunci noi vom putea cinsti pe Dumnezeu cu tot ce este mai bun din viața noastră, cu familiile noastre, cu toate domeniile care sunt în viața noastră legate de material, de partea aceasta materială. Și Dumnezeu se va bucura de lucrul acesta. El va ține cont de aceea și va face diferența cei care îl vor pune prim, îi vor da primul loc în viața lor, în orice domeniu. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și să îi cerem lui Dumnezeu înțelepciune pentru anul acesta, în fiecare domeniu din viața noastră. El să ne călăuzească pe fiecare, acolo unde vom merge și ceea ce vom face fiecare și de asemenea să ne ajute să-I dăm primul loc în viața noastră în orice lucru. Amin.
Să ne reașezăm și să ne închinăm Domnului cântând. Facă-mi se întotdeauna după Sfântul Tău cuvânt, chiar de fi să-mi cadă toate planurile la pământ, chiar de fi să-mi cadă toate, chiar de fi să-mi cadă toate. Să se împlinească neștirbit în mine oricând, chiar de-a fi să se dărâme tot ce mi-am ținit în gând, chiar de-a fi să se să se înalțe ca stăpân în viața mea și-n fărâme sparge-n voia printr-o lovitură grea și-n fărâme sparge-n voia. Spargem voia printr-o lovitură grea. Rugăciunea asta, Doamne, Tu să-mi o asculți mereu, iar de-ar fi s-o schimb vreodată, asculta de gândul meu, iar de-a fi s-o schimb vreodată, iar de-a fi s-o schimb vreodată, n-asculta de gândul meu. Amin. Aș dori să mai citesc câteva versete, de fapt le voi citi pe rând, tot din Proverbe, din capitolul 4, îl voi citi de la versetul 12 până la 18. Când vei umbla, pasul nu-ți va fi stânjenit și când vei alerga, nu te vei potigni. Ține învățătura, nu o lăsa din mână, păstrează-o, căci ea este viața ta. Nu intra pe cărarea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiuiți. Ferește-te de ea, nu trece pe ea, ocolește-o și treci înainte. 18. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Amin. Un sfat pe care ne-l dă înțeleptul Solomon aici spune că atunci când vom păși, practic, în drumurile noastre fiecare, unde le avem, în lucrarea pe care o avem fiecare, de făcut în fiecare zi, spune că atunci când vom umbla, adică când vom face câte un pas, spune că pasul nu-ți va fi stânjenit. De multe ori
poate ne-am oprit după 2-3 pași și poate mai aveam încă 2 de făcut și am fi ajuns să se deschidă ușa aceea pe care am fi vrut să se deschidă. Dar poate ne-am oprit pentru că n-am văzut-o deschisă la momentul acela. Și aș vrea să înaintăm, chiar dacă Dumnezeu de multe ori nu ne arată toți pașii pe care trebuie să-i facem sau până ușa aceea se va deschide sau trebuie să ajungem la altă ușă, noi trebuie să fim perseverenți, să continuăm să pășim. Spune în Apocalipsa, dacă mi-aduc aminte bine, că Dumnezeu a deschis, va deschide o ușă în fața ta, spunea unei biserici. Și aici spune, când vei alerga, nu te vei potigni. Dacă avem încredere în Dumnezeu că este cu noi la fiecare pas, El va pregăti și următorii pași pentru noi. Chiar dacă acum avem puțină lumină și nu știm exact care va fi următorul pas pe care trebuie să-l facem, trebuie să avem credință că Dumnezeu va pregăti și următorii pași în care să intrăm. Pentru că El pregătește calea noastră și spune că nu ne va fi stânjenit pasul. Apoi, să lăsăm ca învățătura să rămână în viața noastră. Să nu ne lepădăm de învățătura care am primit-o de la Dumnezeu, cuvântul Lui cel Sfânt. Zice, păstrează-o căci este viața ta. Aceasta este lumina pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Cuvântul Lui Dumnezeu este ca o candelă înaintea celor care umblă pe calea Lui Dumnezeu. Și spune, aici s-o ținem. Ce înseamnă să o ținem? M-am gândit așa de mult că a ține calea lui Dumnezeu înseamnă a-ți fi drag de cuvântul lui. Evrei, capitolul 3, dacă mi-aduc bine minte, spune că, sau 2, cumva era o parte din creștini care neglijau cuvântul lui Dumnezeu. Și a neglija ce înseamnă? De exemplu, aș avea un copil în casă, pot să-i dau de mâncare, dar pot să nu mă ocup de educația lui. Asta înseamnă neglijență. Dar a respinge este total diferit de neglijență. Și a ține învățătura este mai mult decât a o respinge și a o neglija. Este a o strânge în inimă. Aceasta este înțelepciunea care vine de la Dumnezeu. Apoi, mai departe spune să ne ferim de rău, încă o dată mai spune. Ferește-te de calea celor nelegiuiți, versetul 14. Înaintea noastră sunt mulți oameni care umblă înaintea noastră și poate îi vedem. Dar înțelepciunea care vine de la Dumnezeu ne spune nu umbla pe calea aceasta și ne călăuzește în momentul acela și putem să mergem în cealaltă parte. Avem nevoie zi de zi de această înțelepciune ca să putem păși. Avem nevoie ca să știm cum să vorbim în fiecare zi. Avem nevoie să știm ce atitudini să avem față de persoanele din jurul nostru. Avem nevoie de înțelepciune să știm cum să răspundem poate unei provocări la locul de muncă. Mi-aduc aminte o întâmplare pe care am avut-o, eu știu, poate în urmă cu vreo 2 ani. Trebuia să mă duc după mașină la service și sunasem după un taxi și am așteptat destul de mult să vină taxi, cred că 15-20 de minute și nu mai venea. La un moment dat am zis, mă pornesc pe jos, poate îl întâlnesc pe drum. Mă pornesc și la un moment dat am mers, cred că vreo 10 minute, un sfert de oră și niciun taxi nu mai venea. La un moment dat venea un taxi din spatele meu și l-am văzut cu coada ochiului și am făcut cu mâna. A oprit imediat, m-am urcat în mașină și era un taximetrist vorbăreț și a zis către mine, auzi tinere, zice, eu mai bine mă făceam popă decât să mă fac șofer, zice, mi-a toată ziua numai cu oamenii și e așa atât de greu.
Nu știam ce să-i spun. La un moment dat am zis, bine că nu v-ați făcut popă, că zic, e mai greu cu sufletele oamenilor decât cu volanul. Se uita omul ăsta la mine, zice, păi și sufletele acestea ale oamenilor, ce-i cu ele, zice? Păi am zis, au o veșnicie, au o destinație. Păi zice, la noi, la biserică, ne-au spus că nu există iad. Am zis, într-adevăr, în Biblie nu scrie de iad, dar am zis, scrie de ghenă, de iazul de foc, de lacul de foc, de un chin veșnic. Zice, chiar așa, tinere? Am zis, da. Mi-arăți și mie în Biblie unde scrie asta? Da, cum să nu? Hai să iau că Biblia pe telefon și apuc și caut. Zice, ce trebuie să mă apuc și eu să citesc Biblia, că zice, eu chiar nu credeam că există rai sau iad, zicea. La noi, la biserică, ne-au spus că toți oamenii ajung în același loc. Oamenii sunt cu mare nevoie de a auzi cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu ne poate da această înțelepciune în diferite momente, cum să răspundem fiecăruia. Aș vrea să citesc familiile care sunt în atenția noastră în săptămâna aceasta și apoi să ne rugăm. Abrudan Rica, Aftenie Victoria, Albu Samuel și Ligia, Albu Claudiu și Laura, Albu Corneliu și Ligia, cred că sunt trecuți de două ori, și Albu Costel și Ana. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu și să mijlocim și pentru aceste familii, pentru nevoile fiecăruia. Amin.
Vă invit să vă reașezați. Avem înaintea noastră încă o rugăciune în care vă îndemn să mijlocim înaintea lui Dumnezeu unii pentru alții. În primul rând să ne rugăm Domnului pentru sora Dorina Petric, a suferit o intervenție chirurgicală în cursul acestei zile, să ne rugăm pentru sănătatea Dumnezeu, pentru refacerea stării de sănătate. Să ne rugăm Domnului și pentru fratele Iosif, urmează ca marți să fie internat din nou, până acum lucrurile au mers bine, e necesară o intervenție chirurgicală în urma căreia să fie refăcut tractul intestinal. Analizele de până acum au ieșit bine, se mai așteaptă încă o analiză care trebuie să sosească și ea de la Cluj, dar sunt semne bune, mulțumim lui Dumnezeu, ne rugăm pentru fratele Iosif să fie în mod deplin sănătos. De asemenea, în rugăciunea aceasta să ne rugăm Domnului pentru fratele Caiu și Cristina Giurgiu, amândoi s-au îmbolnăvit de COVID, fratele Caiu este intrat în spital, nu se simte foarte bine, dar în același timp se observă progres în evoluția stării sale de sănătate, să ne rugăm Domnului pentru el, Domnul să îi dăruiască sănătate și de asemenea surorii Cristina. În rugăciunea aceasta să ne rugăm Domnului și pentru cei care s-au botezat în apă în anul acesta, în biserica noastră, cei 8 frați care s-au botezat în vară, la râu, Domnul să îi binecuvânteze, cei 9 care s-au botezat acum de curând, ne bucurăm să știm că la adunare în această seară se găsesc și dintr-un grup și din celălalt, Domnul să-i păzească în credință, să-i ferească de tot ceea ce este rău, să-i crească din punct de vedere duhovnicesc și prin Duhul să-i călăuzească pe calea lui Dumnezeu. Să mijlocim Domnului pentru acești frați, pentru care noi ne-am rugat Domnului înainte, chiar înainte să-i cunoaștem. Am mijlocit înaintea lui Dumnezeu cerând ca Domnul să cerceteze pe oameni spre mântuire, spre pocăință. Acum că Dumnezeu ne-a dat ca un răspuns la rugăciuni, să-i păstrăm mai departe în rugăciunile noastre, ca în mila sa Dumnezeu să îi păzească de tot ceea ce este rău. De asemenea, în această rugăciune, vă îndemn să mijlocim ca Domnul să oprească din evoluție acest virus, care iată creează tulburări mai departe, să ne rugăm Domnului și pentru autoritățile țării, Dumnezeu să le dăruiască înțelepciune în deciziile care se iau, Domnul să ne ferească, să ne păzească sănătatea, să ne ferească de îmbolnăvire, să păstrăm mai departe vigilența, grija în privința aceasta. Există ceva în natura umană care te face să te obișnuiești cu orice situație și nu întotdeauna adaptarea, obișnuirea este bună. Câteodată obișnuirea așa te face să nu mai ai în atenție rigoarea aceea de care e nevoie, să ne dea Dumnezeu un echilibru sănătos între curaj și precauție. Să fie Domnul cu noi și să ne lumineze în această privință. De asemenea, vă îndemn să ne rugăm Domnului, și este foarte importantă această cerere, să aducă Dumnezeu peste adunare, peste adunări, peste noi, peste familiile noastre, înnoire duhovnicească, trezire spirituală, să aducă Domnul o revărsare proaspătă a Duhului Său cel Sfânt, să ridice în mijlocul nostru oameni cu daruri duhovnicești, Duhul Domnului să aducă o călăuzire și o înnoire și în această privință. Haideam să stăm ridicați în picioare. Dacă cineva are o dorință pe inimă care ar vrea să fie adusă înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și n-a fost rostită cu vorbe, fie ea aceasta reprezentată cu o ridicare de mână și Dumnezeu să ia aminte la fiecare cerere, la fiecare rugăciune. Amin. Intrăm în rugăciune.
să rămânem mai departe înaintea Domnului și să continuăm în același duh, în rugăciune, împreună cu fratele Tănasele. Te rog, Doamne,
șapte în sus, să lasă biserica ta, Duhul tău cel Sfânt. Astăzi avem nevoie mai mult ca oricând. Și până acum am avut nevoie, dar astăzi, Doamne, mai avem nevoie de o revărsare proaspătă a Duhului tău cel Sfânt. Ca să fim călăuziți și să fim luminați de El, Doamne Iisus, să te rog, ascultă-ne. Și fii cu noi, Dumnezeul adevărat. Fii viața noastră, stăpânul nostru, oclotitorul nostru și călăuzitorul nostru. Și noi te vom binecuvânta și vom stăpi numele Tău, căci a Ta este slava și gloria și mărirea. Binecuvântat să fie numele Tău. Amin. Amin. Haidem să ne reașezăm. Vom continua în închinarea noastră în această seară printr-o cântare pe care o va duce spre slava lui Dumnezeu fratele Vlad Popescu. După această cântare, sora Dina Cosma va lăuda pe Dumnezeu cântând. Împodobită cu străzi de aur, argint și de
Aș dori să vă amintesc că duminică, la ora 10, vom avea adunare cu familiile a căror nume începe de la litera L și până la sfârșitul alfabetului, la litera Z. Iar după masă, la ora 17, ne vom întâlni cu grupul a căror nume de familie începe de la litera A până la litera K. Inversăm cumva ce am avut duminica trecută, căutând să facem un echilibru în ce privește părtășia venirii noastre și venirea noastră la biserică. De asemenea, vă aduc aminte că în săptămâna 18-24 ianuarie, respectiv peste o săptămână și jumătate, vom avea o săptămână de rugăciune și de post. În timpul acesta de rugăciune și de post în biserică, vom avea adunare în fiecare seară. De luni, marți, miercuri, joi, vineri, inclusiv sâmbătă seara vom avea rugăciune și duminică vom avea rugăciune la adunare. Între cele două servicii divine să punem rugăciune. Dacă în perioada aceasta de pandemie ceva a lipsit și a suferit în adunări, a fost timpul de rugăciune. Ne luăm acum îndrăzneală să ne apropiem de Dumnezeu și unii de alții și în săptămâna aceasta să avem rugăciune. Ne vom împărți pe familii și în ce privește postul, sigur că fiecare este chemat să vină la adunare dacă poate în fiecare zi, ar fi foarte bine, dar dacă nu e posibil să se vină în toate zilele, sigur în ziua aceea care este rânduit pentru post, pentru rugăciune, trebuie să încheiem ziua de post la biserică cu rugăciune. Să ia aminte Dumnezeu la cererile noastre și să ne binecuvânteze cu trezire spirituală, cu protecție, cu sănătate, să aducă Domnul, să întoarcă Domnul la sine oameni a căror suflete le dorim împăcate cu Dumnezeu și răscumpărate pentru slava lui Dumnezeu. Cred că este bine să purtăm înaintea Domnului în rugăciune. Cererea aceasta pentru întoarcerea oamenilor la Dumnezeu este foarte, foarte important, să ne rugăm Domnului pentru suflete, să cerem lui Dumnezeu să dăruiască asemenea oameni. Spre exemplu, ca să ilustrez cât de important este să ne rugăm, mai în zilele acestea, ieri sau alaltăieri, m-a sunat un domn care mai vine la biserică la noi din când în când, cândva am avut o stare de vorbă cu dumnealui și el a băgat de seamă că ori de câte ori vine la adunare, inima lui se liniștește și în relația lui cu cei din jur, cu familie, în mod deosebit este mai liniștit. A vorbit celei cu care trăiește și cu care dorește să se căsătorească, Domnul să cerceteze cu o deplină întoarcere la Dumnezeu acest cuplu. I-a vorbit despre aceasta și această doamnă a spus și eu aș dori să mă întâlnesc cu domnul pastor de acolo și să vedem, poate că se întâmplă ceva cu noi. Mâine dimineață are loc întâlnirea aceasta. Rugați-vă Domnului să deschidă o ușă de cuvânt și oamenii aceștia să se întoarcă la Dumnezeu. Este o familie la mijlocul vieții, oameni care au trecut prin multe încercări, au nevoie de atingerea lui Dumnezeu, de o așezare pe care o dă Dumnezeu și de pacea și liniștea care vine de la El. Este doar un exemplu, sunt atâția alți oameni pe care eu nu-i cunosc, dar îi cunoașteți dumneavoastră, interacționați dumneavoastră cu ei și au nevoie să aibă parte de atingerea lui Dumnezeu și să se întoarcă la Domnul. Domnul să lucreze. Amin. Pentru seara aceasta vom asculta cuvântul Domnului prin fratele Sorin Beștemean, Domnul să-l binecuvânteze, să-i dea putere. În următoarele seri de joi i-am planificat pe studenții noștri de la institut să aibă cuvinte de învățătură, este important pentru biserică, este important și pentru ei, este important și pentru școală, Domnul să ridice lucrători destoinici mai departe din mijlocul nostru și să lucreze în ce privește creșterea în darul slujirii. Înainte însă de a asculta cuvântul Domnului, ne vom închina lui Dumnezeu printr-o cântare, invit grupul de laudă și închinare să vină aici în față și în timpul acestei cântări vom face dărnicia, dărnicie pe care o punem deoparte pentru a binecuvânta lucrarea lui Dumnezeu din mijlocul nostru. Pe acest pământ suntem priveci în lumea aceasta călătorind înspre Canaan.
Sion în vește. Și știm că vine ziua când ne vom vedea dincolo de Iordan. Ne vom vedea acolo sus, pe nori de slavă. Ne-am întâlnit când mâmbița va răsuna. Ne vom vedea pe cele plaiuri minunate, în paradis, în cer sfânt. Orice popor, cu cei ce l-au slujit pe Domnul, vom fi atunci la marea sărbătoare. Mai sus de cerul înstelat, mai sus de galaxii și astre, ne vom vedea cu Domnul ziua mare. Petrece veșnicia, vom fi în țara glorioasă cu Iisus, cel ne-a răscumpărat. Și ne-a promis că ne va duce în locul pregătit de El, să fim pe veci. Slăvit să fie Domnul! Haideți să deschidem cuvântul Domnului, frați și surori, în Matei, capitolul 13, și să începem citirea cu versetul 1 și vom citi până la versetul 23. Matei 13, de la 1 la 23. În aceea zi, Iisus a ieșit din casă și ședea lângă mare. O mulțime de noroade s-au strâns la el, așa că a trebuit să se suie, să șadă într-o corabie, iar tot norodul stătea pe țărm. El i-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis: iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult, a răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini, spinii au crescut și au înecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat roadă. Un grăunte a dat 100, altul 60, altul 30. Cine are urechi de auzit, să audă. Ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis: de ce le vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns: pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Căci celui ce are îi se va da și va avea de prisos, iar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei măcar că văd, nu văd, și măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia, care zice: veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea. Căci inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tari de urechi și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud.
Adevărat vă spun că mulți proroci și oamenii prihăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut, și să audă lucrurile pe care le auziți voi și nu le-au auzit. Ascultați dar ce înseamnă pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și risipește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapă de îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogăților înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce roadă, un greu între 200, altul 60, altul 30. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Un text mai lung pe care l-am citit este pilda semănătorului, pilda spusă tuturor, celor din barcă, probabil ucenicilor care erau cu Domnul, pentru că astfel n-ar fi avut cum să aibă acest dialog. Doamne, de ce le vorbești în pilde? Deci cel mai probabil ucenicii erau cu Domnul în barcă, grupul apropiat, cei 12, și ceilalți oameni. Prima parte este formată din pilda pentru toată lumea. Toți au auzit prima parte a textului pe care eu am citit-o. Apoi este dialogul dintre Domnul și ucenici, cu întrebările care s-au ridicat cu privire la pilde. Iar mai apoi, tâlcuirea pildei, probabil pentru ucenici și astăzi pentru noi și pentru Biserica lui Dumnezeu din toate timpurile până astăzi. Când am văzut că Domnul Iisus Hristos, după cum ne arată în versetul 2, că El a trebuit să se suie și să se adă într-o corabie și tot norodul stea pe țărm, mi-am adus aminte de un lucru, frați și surori. Mi-am adus aminte de momentul când eram la liceu și mi-aduc aminte că orice se întâmpla în clasă, chiar dacă te-aș da în ultima bancă, profesorul te vedea. Și tot timpul trăiam cu enigma asta, cum mă vede pe mine, care mă puneam de obicei în ultima bancă, că cum sunt din fire mai vorbăreț, îmi plăcea să vorbesc. Și am zis, mă pun în ultima bancă și acolo pot să mai vorbesc, să mai schimb o vorbă, că nu sunt atât de văzut. Însă, știi ce se întâmpla? De cele de mai multe ori, dacă nu aproape tot timpul, eram văzut. Doar de când am început să slujesc, am început să-mi dau seama că din față se vede totul. De aici din față se vede totul, și când stă cineva pe telefon, și când vorbește cineva cu altcineva, un frate cu o soră, sau și când doarme cineva, și când orice face cineva, se vede foarte bine, absolut perfect, din față vedem tot. Și acum mi-am dat seama și de Domnul Iisus Hristos, oarecum m-am gândit cum a izvorât în inima Domnului pilda aceasta. El era în corabie, înălțat acolo puțin mai sus, și îi vedea pe toți oamenii care ascultau. Și ne prezintă cuvântul lui Dumnezeu patru atitudini diferite cu privire la cuvântul împărăției. Domnul Iisus Hristos, așa mi imaginez eu, a stat și s-a uitat. Erau și farisei și cărturari, probabil în mulțime. Erau și ucenici, alți ucenici, nu dintre cei 12, alți ucenici iubiți de lui, care erau în preajmă și vreau să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Erau și oameni care nu l-au auzit niciodată pe Domnul și fiecare avea o atitudine diferită cu privire la cuvântul împărăției. Chiar și așa ne spune cuvântul în versetul 19. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție. Și vin cele patru exemple. Cele patru exemple cu privire la atitudinile pe care noi sau ei, pe care noi le putem avea sau ei le-au avut atunci cu privire la vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Și cred că despre lucrul acesta vrea să ne vorbească pilda aceasta. Despre câteva atitudini diferite, trei negative, care sfârșesc într-un mod negativ, în judecata lui Dumnezeu, și una bună, o atitudine corectă de a asculta cuvântul lui Dumnezeu, de a ne raporta la ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. În același timp, este și pasajul acesta de dialog dintre ucenici și Domnul, un pasaj destul de greu care ridică multe semne de întrebare, cum adică lor nu le-a fost dat să cunoască taina împărăției, cum adică celui ce are îi se va da și va avea din prisos, iar cel ce n-are îi se va lua și ce are. Pe cum dacă nu are, ce să îi se ia unuia care nu are nimic? Însă, cred că trebuie să înțelegem acest paragraf care este miezul pentru a înțelege pilda în contextul și al poporului evreu, care aveau niște așteptări cu totul și cu totul diferite de la Domnul Iisus Hristos, de la Mesia care trebuia să vină. Așteptările lor erau cu totul și cu totul altele. Și atunci Domnul, cu alte cuvinte, dacă aș putea să rezum aceste versete care au dificultatea lor, spune ceva de genul acesta. Pentru cei care au înțeles chemarea la pocăință,
Pentru cei care au înțeles chemarea la ucenicie în școala lui Iisus Hristos, este mai multă lumină atunci când ascultă pildele acestea. Și le vorbea lor, care erau acolo. Pentru cei care au respins mesajul, care au avut o inimă rea, care s-au îndepărtat în mod primar, la prima strigare, să spun așa, s-au îndepărtat de chemarea pocăinței, pentru ei este mai mult întuneric. Pilda aduce lumină mai mare pentru cei care sunt ai Domnului și întuneric mai mare pentru cei care l-au respins pe Domnul. Pentru farisei, pentru cărturari care erau împotriva lui Dumnezeu, împotriva Domnului Iisus Hristos, pildele acestea aduceau o confuzie teribilă. Le răstălmăceau în mintea lor și nu le înțelegeau până acolo încât îl acuzau pe Domnul de tot felul de blasfemii. Însă pentru ucenici, chiar dacă aveau și ei semnele lor de întrebare, observăm că relația lor cu Hristos aducea tâlcuire, aducea înțelegere, aducea lumină. De aceea putem extrage un prim principiu din lucrul acesta și anume că pentru a înțelege cuvântul lui Dumnezeu, pentru a putea să înțelegi mai mult decât ceea ce se vede la o simplă citire a literei, ai nevoie de o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Pentru a înțelege adâncimile de desubtul cuvântului lui Dumnezeu, care acolo este viața și belșugul și puterea, ai nevoie de o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Sunt foarte mulți oameni în lumea aceasta care au citit Scripturile, frați și surori. Chiar oameni de știință care vor să cerceteze litera Scripturii, însă ei nu au o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Și acest cuvânt pentru ei a adus de cele mai multe ori mai multă confuzie, mai multă negură, mai multă ceață. De ce? Pentru că nu l-au cunoscut pe autorul cuvântului. Pentru că nu s-au întâlnit niciodată cu autorul acestui cuvânt și probabil nici măcar nu și-au dorit. Sunt oameni care spun, eu vreau să citesc Biblia, dar nu vreau să am de face cu Dumnezeu. Vreau să citesc Scriptura, vreau să aflu, sunt curios de ceea ce este în Biblie, dar nu vreau să am de-a face cu Dumnezeu, nu vreau să-L cunosc pe Dumnezeu, doar pentru cultura mea generală. Și cei mai mulți dintre acești oameni rămân doar la nivelul acesta. Te întâlnești cu ei, vorbești cu ei, îi întrebi, ai citit Biblia? Cu gândul că poate zic, n-am citit și atunci, oh, super, gata, de aici putem începe. Și mulți zic, da, am citit-o. Am citit-o de 2 ori, am citit-o de 3 ori. Și în mintea ta te întrebi, dar nimic? Nimic? Și alții care spun, Doamne, n-am citit niciodată Biblia. Și într-o zi când mă frământam, când mă rugam înaintea lui Dumnezeu, eram undeva singur, într-o țară îndepărtată, eram undeva în spital și am strigat spre ceruri. Atunci Domnul Iisus Hristos mi s-a revelat. Este adevărat că Iisus Hristos se revelează prin cuvânt. Și cuvântul este baza revelației, însă trebuie să fie și o inimă deschisă înaintea acestui cuvânt. Trebuie să avem o inimă deschisă de a primi relația pe care acest cuvânt o propovăduiește. Cuvântul lui Dumnezeu, mai ales în partea Noului Testament, ne propovăduiește o relație cu autorul cuvântului, cu Domnul Iisus Hristos. De aceea, ca să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu și ca să ni se dea mai mult, așa spune versetul 12, celui ce are, îi se va da, cel care cunoaște deja, cel care deja este cel puțin la început, îi se va da mai mult, va înțelege mai mult, mai ales prin tainele rostite prin pilde de Domnul Iisus Hristos. Și va avea din prisos, iar cel ce nu are, celui ce nu are, îi se va lua și ce are. Aș vrea să mergem acum mai departe, frați și surori, în textul nostru și să observăm următorul lucru. În textul pe care l-am citit, am mai spus deja o dată lucrul acesta, sunt 4 tipuri de pământ. Și spune Domnul Iisus Hristos că atunci când se provodește cuvântul împărăției și oamenii îl aud, sunt 4 posibile atitudini, că de aici am plecat, de la atitudinea pe care o avem noi față de cuvântul lui Dumnezeu. 3 atitudini care sfârșesc în a nu aduce rod și o atitudine care sfârșește în a aduce rod. Ce înseamnă să aducem rod, frați și surori? Să aducem rod înseamnă 2 lucruri aș putea să menționez foarte importante. Caracterul și eficiența în slujire. Dar în primul și în primul rând, caracterul. Cuvântul Domnului ne spune că este mai important să avem caracter creștin decât eficiență în slujire fără caracter creștin. După roadele lor îi veți cunoaște. Mulți vor veni în ziua aceea și îmi vor spune, Doamne, Doamne, n-am făcut noi asta, asta și asta în numele Tău? Și Domnul le va spune, plecați de la mine că nu v-am cunoscut niciodată. De ce? Pentru că în ei nu a existat rodul acesta al caracterului. Cum spune cuvântul Domnului, pacea, bucuria, răbdarea, înfrânarea poftelor. Observăm în cuvântul Domnului acest aspect al rodului în ce privește caracterul nostru.
să avem un caracter transformat, un caracter schimbat. Și apoi mai este și rodul în slujire. Să se vadă în urma noastră eficiență în slujirea la care am fost chemați de Domnul. Dacă Domnul m-a chemat să fiu un mijlocitor în taină, în odăița mea, este normal ca după o perioadă de a sluji în felul acesta să văd un rezultat care mă va întări pe mine și de asemenea va și confirma în viața mea faptul că cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am ascultat, l-am auzit, a adus rod în viața mea. De aceea, caracterul și eficiența în slujire, frați și surori. Două lucruri foarte importante, dar prima și principală este caracterul. Rodul principal este caracterul. Pentru că dacă nu vom avea caracter și vom trăi în păcat sau vom săvârși nelegiuirea și vom sluji pe Domnul, de dragul oamenilor din jurul nostru, Dumnezeu poate să lucreze. Și din pricina sincerității lor, dar cu noi Domnul se va judeca. Pentru că slujirea și darul pe care l-am primit de la El, prin har, fără ca lui se pare rău, așa cum ne spune cuvântul Domnului, că lui nu-i pare rău darul dat. Însă, pentru un caracter, pentru o viață trăită în păcat, pentru un caracter nepotrivit înaintea lui Dumnezeu, vom fi trași la răspundere. De aceea Domnul să ne ajute să avem un caracter cristic și de asemenea să și slujim pe El cu eficiență. Mergând mai departe, aș vrea să ne uităm la cele patru tipuri de pământ. Din versetul 19, cuvântul spune așa: când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este semânța căzută lângă drum. Când vorbim de cele patru tipuri de pământ, putem să privim textul acesta din două puncte de vedere. Un punct de vedere pastoral și un punct de vedere evanghelistic. Adică, un punct de vedere în care un om aude pentru prima dată cuvântul lui Dumnezeu la evanghelizare și poate a venit doar din respect, în cazul acesta, al acestui tip de pământ mă refer. A venit poate doar din respect de gura părinților, a rudelor. Însă el nu vrea nici într-un caz să afle nimic despre Dumnezeu și își închide total inima, gândul și exact cum spune aici, aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege. Nu are cum să-l înțeleagă, pentru că exact cum au făcut și farisei și cărturarii despre care deja am vorbit, și-au închis inima. Nu că nu-l înțelege că n-are minte, că spune cuvântul Domnului că nici cei fără minte nu se pierd pe calea aceasta, ci nu-l înțelege în contextul pe care deja l-am menționat, a împietririi inimii. Cum spune cuvântul Domnului, am citit prorocia din Isaia, inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tari de urechi și au închis ochii ca nu cumva să vadă. Uitați, vorbește despre el, ei care și-au închis ochii. Ei care și-au închis ochii ca nu cumva să vadă. Este o acțiune pe care eu am făcut-o, voluntară. Nu vreau să am de-a face. Și aceasta este, din punct de vedere evanghelistic, sămânța căzută lângă drum. Omul acela care vine cu forța, din respect, nu-l interesează, din start nu vrea să audă nimic și își închide total inima față de Dumnezeu. Însă, din punct de vedere pastoral, frați și surori, eu sau dumneavoastră putem să fim chiar astăzi acel pământ reprezentat prin sămânța care cade lângă drum. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Dacă eu vin în adunare, botezat în apă, poate chiar și cu Duhul Sfânt, și din start când văd cine predică poate, sau din ce text predică, sau știu eu ce alte prejudecăți și judecăți am în mintea mea, și din start zic, Doamne, nu, n-am ce să aud astăzi. Mă apuc și stau pe telefon, mă apuc și vorbesc, îmi caut de lucru, mai citesc prin Biblie, fac tot felul de alte lucruri. În momentul acela, nu sunt altceva decât sămânța căzută lângă drum. Pământul reprezentat de sămânța căzută lângă drum. Nu doar acela care vine la evanghelizare pentru prima dată și aude cuvântul lui Dumnezeu și refuză total și nici nu vrea să audă, poate să reprezinte sămânța căzută lângă drum, ci și eu sau dumneavoastră care suntem aici poate de ani de zile și avem un moment în care, am spus deja, câte multe am putea să fim amăgiți de diavolul, de câte multe lucruri am putea să fim amăgiți de diavolul și să nu ascultăm cuvântul. Nici măcar să nu ajungă cuvântul să facă rod. Pentru că vom vedea că nici măcar să nu ajungă cuvântul să încolțească. Adică măcar să fie un pas spre o decizie. Un pas spre măcar să zic, Doamne, într-adevăr, am auzit un cuvânt astăzi. Vreau să iau o decizie. Aceștia care sunt reprezentați prin sămânța căzută lângă drum, n-au înțeles nimic. Dacă îi întrebi cu 10 minute după ce se termină adunarea ce s-a predicat, o să vezi că stau așa câteva secunde și poate nu știu să zică nimic. Sunt mai multe motive
pentru care se poate întâmpla lucrul acesta, dar mă refer la asta, la acel om care are în inima lui prejudecată, judecată, are în inima lui o atitudine nepotrivită. Și atunci diavolul, pentru că dacă ne vom uita în Matei și în Marcu și în Luca, vom observa că spune cuvântul acolo despre aceeași pildă că diavolul vine și fură cuvântul. Și dacă le vom pune împreună perspectiva lui Matei cu celelalte două perspective, cam pe aici iese. Un om care este înșelat de diavolul să aibă răutate, ură, invidie, prejudecată, judecată în inima lui și să fie oprit din a lăsa cuvântul să intre, să-l primească, să ia decizii, să ia decizii noi pentru viața lui. Și atunci el nici nu încolțește și diavolul vine și fură cuvântul acela. Mergând mai departe, un al doilea tip de pământ, ilustrație pe care Domnul îl dă, spune: sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul, îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapă îndată de el. Din nou, perspectiva evanghelistică este tipul acelui om care se lasă foarte ușor influențat de emoția de moment. Evanghelizări pe stadion, eu știu ce trupă de cântăreți, ce predicator care apelează foarte mult la mijloace de a atinge sentimentele oamenilor și cineva mai, un caracter mai sentimental, așa mai sensibil, ridică mâna, gata, vreau, mă predau. Cu bucurie îl vezi, zici: Doamne, îți mulțumesc că uite câți oameni s-au pocăit, câți s-au întors, câți au venit la tine. Acesta este perspectiva, să zic așa, evanghelistică. Acel om care cu toată bucuria, cu lacrimi, cu plânsete, se pune acolo pe jos și zice: Doamne, gata, vreau să te urmez. Și biserica spune: slăvit să fie Domnul că Dumnezeu a lucrat în viața bisericii. Încă un om s-a întors la Domnul. Încă un om vine pe calea aceasta. Și trece o zi, trec două, îl vezi la adunare, o dată, de două, de trei ori. Și dintr-o dată, cum spune cuvântul Domnului, versetul 21, partea a doua, cum vine un necaz sau o prigondire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Nu trece mult timp și o rudă de-a lui, o mătușă, o bunică, mama, tata, eu știu cine din familie, îi spune: mă, te-am văzut acolo, te-ai pus pe genunchi acolo pe jos și ai plâns ca un copil. Pe ce faci? Tu te-ai stricat? Te-ai stricat la cap? Ți-or mutat ăștia mințile la pocăiți acolo? Și asta îi o prigonire sau un necaz, nu necazul cel mare. Nu vorbim acum de prigonirea din necazul cel mare, nu vorbim de prigonirea, știu ce prigonirea lui Nero din primele secole. Vorbim de o prigonire minimă de felul acesta. La locul de muncă, în familie, bă, ce ai făcut? Te vor râde ăia, te vor face, te vor... Și acolo deja este acel om care nu și-a făcut bine calculele, cum spune în altă parte tot în Matei, cuvântul Domnului. Vrea să zidească un turn, dar nu și-a făcut bine calculele. Vrea să plece la război, dar nu calculează că armata cu care se va lupta este mult mai mare decât cea cu care el merge. Și atunci un om care nu-și face bine calculele să înțeleagă că întoarcerea la Dumnezeu aduce cu sine responsabilitate creștină, responsabilitate de a trăi conform standardului și chiar de a suporta prigoana, necazul, acel om se leapădă îndată de el. Apoi, pe aceeași parte de ilustrație cu pământul căzut în locuri stâncoase, este perspectiva pastorală, adică acel om care ascultă un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Să spunem, de exemplu, ceea ce ni s-a spus la cina Domnului despre vedenia care a fost cu privire la biserica noastră, deciziile pentru anul 2021, cercetarea care a fost în adunare, cântările minunate, cina Domnului, o atmosferă cerească. Asta este perspectiva pastorală, a celor care sunt deja în biserică, nu perspectiva evanghelistică, cea despre care am vorbit. Eu am auzit ce trebuie să fac și trebuie să iau decizii noi, am fost cercetat de cuvântul Domnului să iau decizii noi și zic: Domne, gata, din 2021 voi citi mai mult, voi posti mai mult, exact cum spune aici, cu bucurie, îl primești îndată cu bucurie. Vai, zici, acum să vezi ce spiritual o să fiu, să vezi acum ce să-l caut pe Domnul. Și treci o zi, trec două, săptămână, două săptămâni, finalul anului, citirea, Exodul, capitolul 20. Am citit Exodul și nu mă refer la mine, dar pot să zic, eu mi-am dat seama că, acum fac o mărturisire, mi-am dat seama la un moment dat că nu mă pot ține în felul în care mi-am dorit și am zis: Domne, o iau direct din Judecători, o iau direct din Proverbe, citesc de două ori Noul Testament, citesc invers, fac cumva, să nu mă mai potignesc că mi-era deja, am căzut în direcția asta, mă mărturisesc, faci surori. S-a întâmplat exact lucrul acesta, când ajungi pe la înșirări de neamuri pe acolo, zici: Domne, să mai moaie bateriile. Exact lucrul acesta,
Deci ni se poate întâmpla, fraților, nu este, este o problemă, dar mă refer, dacă ne recunoaștem și ne luptăm, nu este o problemă. Devine din problemă mai puțină problemă. Urmează biruința numai. Dacă am început să citim Biblia de la Geneza, de la Proverbe, de la Isaia, de unde am început, din 2021, din ianuarie, să ne luptăm să mergem până la capăt, fraților, până la Apocalipsa. Și după ce terminăm Apocalipsa, să o luăm din Geneza până la Judecător, de unde am început. Să schimbăm puțin dacă vedem că ne potignim la înșelarea de neamuri, prin Numeri sau prin Levitic, prin legi sau prin alte lucruri. Este cuvântul Domnului, fraților. Și dacă veți lua, eu am rămas uimit luând un comentariu exegetic pe cartea Numeri și pe Levitic, a unor oameni care au primit lumină de la Dumnezeu să înțeleagă unele lucruri și chiar și acolo în înșelările de neamuri, arată acești comentatori cum autorul a intenționat în mod expres să sublineze unele lucruri. Unele lucruri care au ecouri mesianice, chiar cu privire la nașterea Domnului Iisus Hristos. Și după ce am citit, nu mi s-a mai părut atât de greu, pentru că am vrut să aprofundez. Vedeți, aici contează foarte mult și ceea ce mi se pare mie că arată și pilda aceasta este și cât de multă determinare avem noi. Cât de mult ne străduim până la urmă. Domnul a făcut partea lui și și-o face de fiecare dată. Însă problema este la noi. Am avut eșec, am avut scăpare. Întrebarea care se pune este, te ridici să încerci din nou? Te ridici să mergi mai departe? Ai fost sămânța care a căzut sau pământul care reprezintă sămânța care a căzut pe locuri stâncoase? Și ți-ai dat seama de lucrul acesta. Dar poți să fii mâine imaginea sau să reprezinți imaginea seminței care cade într-un pământ bun și aduce rod. Din perspectivă pastorală, putem înțelege textul în felul acesta. Astăzi, dacă îmi dau seama că am fost până acum sămânța aceea care a căzut în unele dintre cele trei tipuri de pământ care nu aduc rod, din seara asta și începând de mâine, pot să fiu acel pământ reprezentat prin sămânța care cade acolo unde trebuie și aduce rod. Prin pocăință, prin determinare, prin a ne ridica și a lua de la început. A începe de unde a rămas, de la zero, așa cum ne cercetează Domnul pe fiecare, în domeniile unde știm că avem scăpare. Acolo unde știm că nu am făcut cum a trebuit. Domnul să ne ajute, frați și surori. Sămânța căzută între spini este cel care aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestea și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Partea aceasta și imaginea aceasta ascunde în ea, după părerea mea, cea mai periculoasă stare. De ce spun lucrul acesta? Uitați cum spune cuvântul Domnului în versetul 8. O altă parte a căzut în versetul 7. O altă parte a căzut între spini, spinii au crescut și au înecat-o. Și mai apoi, din nou în versetul 22, a căzut între spini, este ce aude cuvântul, îngrijorările veacului acesta și înșelăciunea bogăților, înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Am citit și am ascultat unele păreri ale unor comentatori și spuneau ei că sămânța aceasta, spre deosebire de celelalte, ajunge aproape până la maturitate. Ajunge aproape împreună cu spinii care cresc, aproape până la coacere. Însă în stadiul final, totul se distruge din cauza că spinii prind o putere mult mai mare și buruiana, la un moment dat, prinde o putere mult mai mare. Și unde văd eu pericolul în această stare este că acești oameni rămân în biserică până la finalul vieții. Sunt între noi. Nu au plecat niciodată din casa Domnului. Au rămas, s-au născut poate în familii de creștini, au rămas și vor rămâne până la finalul vieții. Însă, este un cuvânt aici care ne spune foarte mult. Înșelăciunea. Înșelăciunea. Aici este vorba despre o stare, frați și surori, care atunci când ajungi în ea, foarte greu poți să dai seama că ești acolo. Este vorba despre o înșelăciune, îngrijorările veacului și înșelăciunea bogăților. Au foarte mult de a face una cu cealaltă, se intersectează într-un anumit punct. Îngrijorările veacului și înșelăciunea bogăților. Înneacă acest cuvânt și ajunge tot neroditor. Aici este vorba despre materialism, este vorba despre alergare după bani, după câștiguri rapide, după... Vin casa lui Dumnezeu, asculți cuvântul și știi ce se întâmplă? Mintea ta aleargă în 100 de alte locuri, în 1000 de alte locuri. Cum să fac mâine ca să rezolv situația aceasta? Cum să fac săptămâna viitoare urmează să plătesc asta? Cum să fac ca să nu ies din schemă cu privire la lucrul ăla?
ai o afacere, lucrezi la un loc de muncă bine plătit, vrei să începi o afacere, vrei să faci un lucru pentru a avea o situație financiară mai bună. Și făcând lucrul acesta, atât de tare ajungi să te îngrijorezi, pentru că cine este în lumea aceasta a afacerilor sau care lucrează la un loc de muncă bine plătit cu multe responsabilități, știe ce îngrijorări apar. Și sunt îngrijorări care apar, pentru că lucrezi într-o lume unde totul este imprevizibil și sunt multe riscuri. Și atunci, lucrurile acestea, dacă nu le stăpânești, dacă nu le identifici din timp, ajung să devină o înșelăciune. Și să vii la adunare doar din inerție, în timp se predică cuvântul și în timp ce te rogi, mintea să alerge pe toate locurile posibile, din America până în America de Sud și până în Asia și înapoi în România și pe unde nu, pe altundeva, tocmai din cauza faptului că bogăția, alergarea după îmbogățire și îngrijorările veacului au necat cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, cred că este foarte clar lucrul acesta și nu vreau să mai zăbovesc, timpul a trecut. Domnul să ne ajute să fim aceia care sunt reprezentați prin sămânța care a căzut într-un pământ bun. Adică aceia care avem caracter și în urma slujirii cărora se vede eficiență. Și Domnul să ne păzească să fim acei oameni care au inima închisă când se predică cuvântul Domnului, când se citește cuvântul Domnului, când este o propovăduire a cuvântului Dumnezeu prin alte mijloace, nu neapărat numai prin predicare de felul acesta, să avem inima închisă, să avem prejudecăți, să avem îngrijorări, să avem tot felul de lucruri care ne distrag de la țintă. Domnul să ne dea înțelepciune și să ne ajute să înțelegem cuvântul acesta și pilda aceasta. Amin. Acum, la început de an fiind, ascultând acest cuvânt foarte limpede, clar și cu atâtea dimensiuni practice, nu ne mai rămâne decât să ne rugăm lui Dumnezeu. Să ne păzească Dumnezeu de toate acele eșuări în care inima noastră ar putea să ajungă fără să ne dăm seama. Dumnezeu este generos. El împarte cuvântul Său și îl dă tuturor oamenilor, până și pământului uscat, ca îi zice, cum să semeni sămânță bună într-un pământ bătătorit, lângă drum, în drum, parcă n-ar avea nicio șansă. Așa am gândit noi, cei care trăim în secolul 21 și avem în minte felul în care se face agricultură acum. Dar atunci era altfel. Semănatul era înaintea aratului. Se arunca mai întâi sămânța și pe unde s-a făcut potecă, pentru că pe acolo au trecut oamenii, se arunca înainte sămânța. Și imediat după aceea se venea cu plugul. Cei care sunteți mai în vârstă știți că așa se făcea și mai demult. Se arunca sămânța și apoi cu plugul efectiv era acoperit, era gâliat, așa grăpat pământul și era acoperită. Stăpânul avea în vedere ca și locul acela din drum să fie cercetat. Nu-i niciunul lăsat în urmă, până și cel mai împietrit, niciunul nu-i lăsat în urmă. Dar cum spunea fratele Sorin, esențială este atitudinea noastră. Și acum, în încheierea acestei adunări, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dăruiască o atitudine bună, să ne păzească de o stare de împietrire a inimii, să ne păzească Dumnezeu de o stare cu prejudecăți, să ne păzească Dumnezeu de o stare care ar aduce în inimile noastre îngrijorări și înșelăciune a bogățiilor. Iată cât de complex este atacul pe care cel rău îl poate aduce împotriva oamenilor. Într-o împrejurare, Domnul Iisus, parcă echivalent acestei pilde, a spus să veghem, ca nu cumva prin îngrijorările acestui viac și prin înșelăciunea bogățiilor să ni se împietrească inima. Așa a spus el. Îngrijorarea este preocuparea celui care poate nu are ce să pună pe masă pâine în zilele următoare și se îngrijorează, se gândește. Pe de altă parte, cel care e înstărit e pe aceeași cale, sau, mă rog, pe același ispititor îl aduce pe altă cale în același loc în stare de împietrire a inimii, și anume prin îmbuibarea cu bogăție și cu ce oferă viața aceasta. Și pentru cel înstărit, și pentru cel lipsit, cel rău are căile lui ca să-l aducă în același loc neroditor. Să ne rugăm lui Dumnezeu
să ne păzească de aceste stări și să ne dea o inimă bună, ascultătoare, cu atitudine potrivită și cu credință, cu discernământ și cu râvnă și cu pasiune pentru Dumnezeu și cu acea râvnă pe care o putem numi în spiritul cuvântului din seara aceasta, determinare, Domnul să fie cu noi și să ne ajute să fim rodnici. Amin. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Vă invit să vă reașezați. Cu ajutorul lui Dumnezeu, părtășia din această seară a ajuns la încheiere. Ne vom despărți acum. Dumnezeu să ne dăruiască tuturor izbândă, să ne dăruiască protecție și să fim Domnului credincioși. Duminică ne revedem la adunare, după calendarul deja anunțat. Sigur că vom înnoi informația aceasta prin mesajele pe care le trimitem. Dacă unii dintre noastre nu primesc mesaje, rog foarte frumos să mă anunțe. Este foarte important pentru cei care folosiți WhatsApp să aveți salvat numărul de telefon al meu, în telefonul dumneavoastră. Altfel nu le puteți primi. Așa e cu listele acestea. Și sigur că dorim să ținem aproape unii de alții și cu toții aproape de Domnul. Dumnezeu să fie cu noi. Amin.